Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au impus sancțiuni pentru persoanele care au contribuit la destabilizarea Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 14 octombrie, la Luxemburg, de către ministra afacerilor externe de la București, Luminița Odobescu, cu prilejul reuniunii lunare a Consiliului Afaceri Externe a UE. Printre persoanele sancționate se numără bașcana găgăuziei Evgenia Guțul, care este acuzată de promovarea separatismului în regiune și încercări de destabilizare a suveranității și independenței Republicii Moldova. Today we will adopt a new package of sanctions against 5 persons and one entity who participate in action for destabilizing the Republic of Moldova. It is also crucial to enhance Republic of Moldova resilience in order to counter the Russian propaganda and the hybrid threats which have intensified ahead of election and the referendum. Oficialul de la București a menționat că este foarte important ca Uniunea Europeană să consolideze rezistența Republicii Moldova pentru a contracara propaganda rusă și amenințările hibride care s-au intensificat înaintea alegerilor și a referendumului constituțional privind integrarea europeană. I welcome the adoption of a new sanction regime on Russia destabilizing actions against Ukraine, and I support the adoption of further restrictive measures. On the Republic of Moldova, it is crucial to send a clear political message of support ahead of presidential election and of referendum on EU accession. I welcome the visit of President von der Leyen to Chișinău and the adoption of the growth plan, which will stimulate the reforms and economic growth for Republic of Moldova in the next year. Potrivit oficialilor europeni, printre persoanele sancționate pentru acțiuni de destabilizare în Găgăuzia se numără și șeful adjunct al bașcanei Găgăuziei, Mihail Vlah, dar și consilierul pentru relații cu mass media, Yuri Kuznetsov. Aceștia au ajuns sub sancțiuni pentru asocierea cu Evgenia Guțul, care este afiliată fugarului criminal Ilan Șor. O altă persoană sancționată este fondatoarea și directoarea organizației Evrazia, Nelly Parutenko, președintele adjunct al Comitetului Executiv al Găgăuziei, Ilia Uzun. Moldova se confruntă cu încercări directe masive din partea Rusiei de a destabiliza țara, precum și cu provocări care decurg din războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aceasta este o amenințare directă la adresa unei țări suverane, la adresa vieții sale democratice, la adresa drumului său către Uniunea Europeană. UE va continua să ofere tot sprijinul său aspirațiilor legitime ale poporului moldovean. Listele de astăzi sunt încă o contribuție la rezilianța Moldovei, a afirmat șeful diplomației UE, Joseph Borrell. Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a ținut să precizeze că sancționarea persoanelor implicate în destabilizarea țării este un lucru important pentru țara noastră. Acest pas important contribuie la consolidarea rezilienței și la combaterea influenței maligne în Republica Moldova, a scris Popșoi pe canalul său de Twitter. Potrivit presei din România, agenda discuțiilor din cadrul reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, Consiliul Afaceri Externe, include agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și situația din Orientul Mijlociu. De asemenea, va fi abordat și subiectul privind Republica Moldova în contextul desfășurării alegerilor prezidențiale și referendumului pentru aderarea la UE, care se va desfășura în data de 20 octombrie.